E foarte simplu, vedeți în spatele meu ce instalație sau cu ce ar dori acești domn să dea agent termic orașului Dobeta, domnul Severin. Undeva 10% din ce ar fi trebuit să facă au, e de fapt doar un tertip, încearcă să pună presiune, pentru că noi suntem în instanță cu ei în acest moment, ne judecăm, și încearcă să pună presiune și pe zona de justiție, să arate cât sunt ei de serioși și ce ar putea să facă ei pentru turnul Severin. N-au niciun fel de autorizație nici să producă, nici să furnizeze în acest moment agent tehnic orașului turnul Severin. Mai mult decât atât, conform clauzelor contractuale, ce este în spatele meu, în acest moment ar trebui să aparțină primării. Noi suntem în instanță, ne judecăm, pentru că n-au terminat la timp, la termen, ceea ce aveau de făcut și conform contractului această investiție ar trebui să intre în patrimoniul orașului Drobeta, turnul Severin. Suntem în instanță, instanța va decide. Deci nu este nimic adevărat, este un tertip prin care încearcă să activeze contractul de furnizare și să meargă în instanță să ceară daune, că vezi, doamne, primăria Drobeta, turnul Severin nu i-ar fi lăsat să furnizeze. Trebuie să termine în 2 februarie. Așa și-au asumat prin clauzele de câștigare a licitației. Am avut toată disponibilitatea, am încercat în toată această perioadă, și cel puțin de un an și jumătate, un an și aproape jumătate de când sunt primar, să le acord tot sprijinul. A existat interes și pentru noi ca unitate administrativă, pentru populație. Nu ne jucăm aici cu interesul unuia sau altuia. Aici este interesul întregii comunități. Din păcate, nu, oamenii aceștia nu au bani. Asta este principalul motiv pentru care această investiție din spatele meu nu s-a finalizat. Pur și simplu nu au bani. S-au chinuit pe la bănci, au primit o mică sumă din cât aveau nevoie și în acest moment caută să scoată castanele din foc cu mâna primării. Nu se va întâmpla acest lucru. Sursa de căldură este tot termocentrala Romag Termo. O parte din ea, așa că, cum știți, și anul trecut am folosit 2 cazane de abur industrial de acolo, cazane care merg pe păcură și tot de acolo vom avea și anul acesta încălzire în oraș. În ce stare sunt aceste cazane? Pentru că n-ați lucrat acolo și la ce erau folosite înainte? Înainte erau folosite, produceau abur industrial, în cazul că termocentrala avea o defecțiune, erau niște cazane care erau de intervenție ca să poată produce abur pentru uzina de apă grea. Sunt în stare bună, au funcționat bine și anul trecut, vor funcționa bine și anul acesta, deci nu avem probleme din acest punct de vedere. Noi, din punct de vedere tehnic, suntem gata cu tot ceea ce trebuie ca să furnizăm. Suntem în procedură de semnare a contract de achiziții de păcură.